numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu adâncă recunoștință ne plecăm ființele înaintea Ta și în această binecuvântată și sfântă zi. Vrem, Doamne, să-ți mulțumim că ai făcut posibil să ajungem pe aceste mile ani, unde unsul Tău, fratele Ioan Marin, te-a mărturisit cu atâta putere și credință, încât foarte mulți oameni s-au întors la Tine. Mulțumim, Doamne, că ai dat înțelepciune și curaj și de la redacția Foii Iisus Biruitorul te-a mărturisit pe Tine și prin aceste ziare și reviste în vremea și în timpul acela, Doamne. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, te rugăm să-L răsplătești cu viață veșnică. Amin. Doamne, El a suferit și închisoare pentru numele Tău. O, Dumnezeule mare și bun, cât curaj, Doamne, ai dat și putere de a te mărturisi. Noi astăzi venim în locul acesta și vrem să primim la înaintașii credinței noastre, la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Doamne, vrem și noi să primim această manta, așa cum prorocul, Sfântul Proroc Ilie a lăsat-o ucenicului său Elisei. Vrem, Doamne, și noi această manta fratelui Ioan Marin. Doamne, dă-ne curajul acesta să-i oprim pe oameni și să-i întrebăm dacă te cunosc pe Tine, să le mărturisim oamenilor despre dragostea și iubirea Ta. O, Doamne Iisuse, omul acesta, fratele Ioan, s-a sfârșit ca o lumânare, dar a făcut lumină în jurul lui și ori pe unde a umblat, ori pe unde ai dus pașii, Doamne, te-a mărturisit cu atâta putere și credință și atâția oameni s-au întors la Tine. Doamne Iisuse, scumpul și dragul nostru Mântuitor, pune și noi acest curaj, această rugăciune. Să putem, Doamne, și noi să naștem fii duhovnicești, să aducem pe prietenii noștri, cunoștințele noastre, toți cei cu care intrăm în contact zi de zi, să le spunem de dragostea și iubirea Ta. Să batem la fiecare poartă dintre cei care îi cunoaștem, Doamne Iisuse. Pentru ca să le mărturisim cuvântul Tău și să rămână și mărturie, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Vreau să-ți mulțumim pentru locul acesta și pentru satul acesta. Doamne, trezește și în satul acesta oameni care să pornească în slujba Ta. Amin. Oameni care să cheme și pe alții la cuvântul Tău cel Sfânt. Fă ca lucrarea oastei Tale să aibă o adunare aici în Săscioare, așa cum am via cândva pe valea aceasta, Sebeș. O, Dumnezeule mare și bun, Te rugăm să binecuvintezi pe fiecare frate și soră care a călcat în locul acesta astăzi aici. Însoțește-i spre casă, călăuzește-i prin Duhul Tău cel Sfânt și răsplătește-le tuturor cu viață veșnică. Binecuvintează, Doamne, lucrarea oastei Tale. Amin. Doamne Iisuse, Te rugăm să scoți tineri plini de Duhul Tău cel Sfânt, care să mărturisească Evanghelia Ta. Amin. Dă-le curaj și putere, Doamne. Trimite-ne, Te rugăm, mame destoinice, care să-și crească copiii în frică și în temere de Tine, astfel ca viitorul lucrării acestea să fie asigurat, Doamne Iisuse. Încă ne rugăm acum și pentru adunarea care va fi sâmbăta viitoare la Vida. Te rugăm. Doamne Duhule Sfinte, Te rugăm să faci acolo o minune. Fă ca oamenii de acolo să cunoască, Doamne Iisuse, că în satul lor a existat un om, Părintele Iosif Trifa, care a fost o lumină, un exemplu vrednic de urmat, care a pornit această lucrare și se întinde pe întreg cuprinsul țării noastre și peste hotare și ar putea fi și în cetatea lor. Te rugăm, Doamne, ca toți cei care vor merge acolo să-i umpli de putere, de curaj. Amin. Să le dai, Doamne Iisuse, curajul ca, mergând spre casă, să punem și ei în practic, să punem cu toți în practica vieții noastre, în modul acesta, de a spune oamenilor despre dragostea și iubirea Ta.
Te mai rugăm pentru toate adunările din țara noastră, pentru toate taberele, acolo unde se adună tineri, Doamne Iisuse, și află dragostea și iubirea Ta. Doamne Dumnezeul nostru, fă ca tot mai mulți tineri ai din lucrarea oastei Tale să aducă pe prietenii lor și astfel ca oastea să crească și să strocoșească și să-și atingă scopul pentru care Tu ai creat-o prin Părintele Iosif Trifon. Mulțumim pentru această părtășie din seara aceasta, prin frații care ne-au mărturisit cuvântul Tău. O, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, binecuvintează-ne așa cum stăm în fața Ta. Binecuvintează și pe cei care din binecuvântate prin n-au putut ajunge, dar și-au dorit și se roagă pentru noi. Noi de toate și pentru toate îți mulțumim. Lăudăm și preamărim numele Tău mare și veșnic al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Amin.